Domnule academician Răzvan Teodorescu, sunteți născut în București. Ce înseamnă Bucureștiul pentru dumneavoastră? Fără exagerare, unii se miră și din familia mea chiar, când spun că Bucureștiul este pentru mine cel mai frumos oraș al lumii, este locul în care mă simt la mine. Sunt un bucureștean jet be jet, culmea e dintr-o familie ieșeană. Eu sunt un fel de, cum spun, liftă moldovalahă. Familia mea vine din Moldova. Eu sunt născut în București, crescut în București și sper să și mor în București. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră și cum arată el astăzi? Coincidența face că chiar ieri povesteam unor prieteni mai tineri cum în copilăria mea, locul în care locuiesc acum, cartierul Dorobanți, era marginea Bucureștiului. Locuiesc lângă blocul Perla, acolo era așa numită Roata Lumii, magazin cunoscut de toți copiii și de adulți. Eu am locuit în perimetrul Parcului Bonaparte, strada Tirana, și apoi în piața Amzii, loc mult drag mie, spre Ateneul Român și spre cinematograful Aro, patria de astăzi, unde mă duceam tot timpul. Eram mare consumator capuș de cinematografie, filme sovietice, unele bune, pot să-mi dau seama astăzi, altele filme de propagandă. Și apoi, la maturitate, m-am reîntors aproape de cartierul în care am copilărit și locuiesc în Dorobanți de aproape 40 de ani, dar nu în cartierul de fițe al Dorobanți, eu locuiesc într-un bloc, făcut după cu tremur. Glumeau șoferii mei când eram ministru și pe aia senator, că eram singurul senator, singurul ministru care stătea într-un bloc. Prin presă scria că stau prin vile, n-am stat nici o secundă, nici o vilă, nici eu, nici copiii mei, n-am acceptat să stăm în altă parte decât acolo unde mi-am construit eu apartamentul plin cu cărți, înghețat în vremea lui Ceaușescu, astăzi foarte primitor. Ce vă place cel mai mult la acest oraș? Pitorescu, asimetria, haosul. Sigur, după 89, foarte mult chici. Am făcut și o emisiune la televiziune, la Top Cultura, arătând chiciul bucureștean. Dar Bucureștiul este uneori un oraș chici, chiar el. Pentru că locuitorii săi sunt locuitori chici. Vorbeam deseori de mitocanizarea României și de mahalagizarea României. Mahalaua a invadat Bucureștiul, nu în sensul urbanistic, ci în sensul mental. Iată, aici suntem la Academia Română, exact vis-a-vis de noi e parcul pe care Guardia Națională, în vremea lui Caragiale, își făcea exercițiile cu Ipingescu și cu personaje din Noaptea Furtunoasă. Alături e biserica de unde a ieșit vorba de Gura de Târgoviște, unde târgoviștenii au venit cu lumânări în cap la sfârșitul epocii Fanariote și l-au blestemat pe vodă. Am făcut odată, a fost proiectul meu și când eram președinte al televiziunii, n-am reușit să-l fac, l-am făcut la bătrânețe cu academicianul Bălăceanu Stolnici, o plimbare pe Calea Victoriei, povestind istoria Căii Victoriei. Am făcut-o la Realitatea, a fost cel mai mare rating care l-a atins Realitatea cu filerele pe care le făceam la sfârșit de săptămână. După aceea n-au mai fost bani și ne-am oprit exact în dreptul Academiei. Și vreau să reiau proiectul ăsta pentru că îmi place să povestesc despre București. Vă dați dumneavoastră seama, foarte aproape de aici, sunt două case față în față. Ce extraordinar ar fi să pui o tăbliță ca la Viena,
care se indice la 20 de metri casa în care a concertat Franz Liszt, la 20 de metri casa în care a intrat Lev Tolstoi în timpul războiului Crimeei. Ce afiș pentru bucureșteni și pentru străini. Am avut odată un proiect care s-a îngropat. El s-a realizat aproape complet, dar nu știu din ce motive primăria nu l-a finalizat. Am realizat 12 panouri scrise de mine și în franceză și în engleză, ca să fiu sigur că ești bine și în română, bineînțeles, de-a lungul Căii Victoriei, cu povestea Căii Victoriei și a mahalalelor aferente. Asta a fost acum vreo 3 ani. Am văzut panourile făcute, terminate, dar ele nu s-au mai pus, că mi se pare că o direcție din munici, din la primărie, s-a certat cu altă direcție. Bun. De curând am sugerat unor colaboratori ai mei și sper că o să vă realizeze, din câte am înțeles, primarul Oprescu e de acord, în acest oraș în care se spune că n-ai ce să vezi, să se realizeze așa numitele itinerarii brâncovenești, în care într-o zi, pentru că e anul brâncoveanu, într-o zi să vizitezi de la Fundenii Doamnei până la Colțea, până la Mogoșoaia, să vizitezi toate monumentele de epocă brâncovenească. Aia care să plâng că nu au ce să vadă în București, sunt sau inculți sau răuvoitori. Bucureștiul poate să-ți arate povești extraordinare. V-ați gândit vreodată să plecați din București și niciodată. Să vă stabiliți în alt oraș? Niciodată. Niciodată. Nici când mi-a fost cel mai greu, pentru că trebuie să spun că eu am contribuit la ridicarea Bucureștiului. Când eram dat afară din universitate, din motive politice, am fost trimis ca muncitor necalificat. E 3 ani am legat fiare la Sala Palatului. Toate blocurile de la Sala Palatului au cunoscut câte un fier legat de necalificatul Răzvan Tădorescu în 59 și 60. Și iubesc zona aceea. Chiar am și o poveste. Primul bloc din ansamblu, cel care face colțul de la Atene Palas, eram în pufoaică, frig, li s-a făcut milă de mine inginerilor, mi se spunea studentul, studentule, ai să faci într-o cameră încălzită, stăteam afară pe placă, la hârtie milimetrică, planurile tuturor apartamentelor, erau multe, veți, de la Crețulescu până la Atene Palas, și, dar bagă de seamă, le numerotez, să pregăteau cheile. Eu de urma să dea în 60 muncitorilor, fruntașilor, intelectualilor, partidului să le dea ofere apartamentele respective. Deci, cheile trebuie să numerotate în sensul acelor de ceasornic. E bine, aici m-am blocat și primul bloc, blocul de la col scoatele, este în sensul invers acelor de ceasornic și așa a rămas până azi. Nu m-aș fi mutat niciodată din acest oraș absolut. Este un oraș care are tot ce vreți. Toate stilurile, de la cele de tradiție bizantină până la stilurile moderne, cubiste și de avantgardă. Este un oraș absolut fermecător. Profesia v-a purtat prin multe orașe ale lumii. Care este orașul care v-a rămas la suflet și de ce? După București, Parisul. Parisul care este un mare oraș imperial și sucursala sa provincială, care este Washington. Ce v-ar plăcea să se schimbe în București în următorii ani? Oamenii. Vă mărturisesc că multă lume mi-a răspuns. Oamenii. Da. Oamenii, pentru că s-a schimbat, vedeți, chiar în epoca stalinistă, în epoca aia cenușie, oamenii erau mai civilizați. Acum, vulgaritatea este foarte, foarte puternică. Eu n-am a mă plânge, pentru că pe mine mă recunosc cu oamenii și chiar dacă nu mă iubesc, strâng din dinți și sunt politicoși.
dar văd cum se comportă față de alți oameni, mai ales oameni mai în vârstă. Cum să spun, în ultimile luni am făcut la Top Cultura, la TVR2, am avut o emisiune pe care am făcut-o și am făcut o emisiune despre tatuaje, tatuajele ca semn. Nu-mi imaginam însă, când făceam prin aprilie, că sunt atâția tatuați din toate generațiile. E un semn de coborâre la zona primitivă. Vorbesc nu un tatuaj sau două, care pot să fie chiar atrăgătoare, ci trupuri tatuate. Asta îmi dă măsura că Bucureștiul uneori seamănă cu o capitală africană. Care este locul dumneavoastră preferat în București? Locul meu preferat este cel în care ne aflăm acum. Grădina Academiei, spațiul Academiei. Aici m-am format de când eram cercetător, stagiar, până azi când sunt președinte de secție la Academie. E spațiul meu și oarecum tot spațiul care merge până în Piața Romană, până la mine în Dorobanț, în Piața Amzi, unde am amintit rabietii mele mame răposate, cam zona aceasta. Mărturisesc, dar aici nu e pic de snobism, cum ar bănui unii. Nu prizez și încurc foarte mult cartierele noi, necesare și bine că există, dar pentru mine Titan, Drumul Taberei, Militari, le știu unde sunt, bineînțeles, am prieteni acolo, dar nu sunt locurile care se lege de biografia mea. Biografia mea mergea puțin din Piața Aviatorilor. Când eram ministru culturii, eram într-o vizită oficială și un președinte al Franței saluta faptul că eram de față și că Piața Aviatorilor poartă nume lui Charles de Gaulle. Și în momentul acela, omologul său, președinte român, a aruncat o privire spre mine să adaug ceva și am adăugat, da, președintele francez, la Chirac, a spus, da, domnule președinte, se numește Charles de Gaulle, înainte s-a numit Iosif Vissarionovici Stalin și înainte s-a numit Adolf Hitler, la care după am fost întrebat, de ce ai spus-o? Ca să se știe cum suntem noi bucureștenii. Deci, de acolo, până la magazinul Unirea și de la șosea Iancului până, ce să vă spun eu, până la Gara de Nord. Ăsta e spațiul pe care îl cunosc eu și care îl îndrăgesc foarte mult. Pentru că tot a venit vorba de străini, de ce ar iubi străinii Bucureștiul? Pentru, dacă li se explică Bucureștiul, pentru amestecul de Orient și de Occident. Sunt artere, cum este Lascăr Catargiu sau cum este Dacia sau cum e chiar Calea Victoriei, în care poți să înțelegi spiritul românesc prin arhitecturile, prin grădinile sale. Când în 1984-85, alături de alți colegi, am protestat împotriva dărâmării unor monumente din București, ceea ce mi-a dăunat biografiei, dar asta contează prea puțin, regretam tocmai dispariția acelui suprafețe, cum spune un prieten al meu, arhitect egală cu suprafața Veneției, care în centru civic era plin de grădini, case vechi și grădini, de o mare frumusețe, când spun case vechi, case istorice. București a fost, București, am spus odată, este singura capitală din lume distrusă în timp de pace. Bucureștiul de altă dată și Bucureștiul de azi, ce ați alege și de ce? Bucureștiul de altă dată cu unele modernizări necesare de astăzi, de pildă
Eu nefiind automobilist, nefiind șofer, salut ce s-a întâmplat pe Calea Victoriei cu pistele pentru biciclete. Sigur, prietenii mei șoferi o să mă înjure că nu s-au dat. Da, sunt lucruri care s-au făcut frumoase în București și rând pe rând, vreau să spun, primarii, mă amintesc pe Băsescu, pe Videanu, pe Sorin Oprescu, indiferent de atunea mea politică față de ei, au făcut fiecare câte ceva bun. Eu rețin ce au făcut bun, zona podurilor, zona... Vedeți, Bucureștiul este un oraș care s-a născut treptat, dar cei trei lideri care și-au pus amprenta asupra sa, place, nu place, sunt Carol I, Carol al II-lea, despre care nu mai vorbim nimic, am propus acum ca o alee din Herăstrău să-i poarte numele, și Nicolae Ceaușescu. Sunt cei trei lideri care și-au pus amprenta asupra Bucureștiului. Cel mai remarcabil este Carol al II-lea, care în 10 ani a reușit să determine transformarea zonei de nord, zona lacurilor, o zonă infestată de țânțari și de mlaștini, în frumusețea care este acum. Paul Morand, într-o carte faimoasă, Bucarest, spune, este cea mai frumoasă intrare într-o capitală europeană, intrarea aceea dinspre nord, dinspre Băneasa. Care este amintirea dumneavoastră cea mai dragă legată de București? O să râdeți. Atunci când mi-era cel mai greu, când nu mai speram să revin în facultate, atunci, în Pufoaică, lucram pe acel șantier și pe aceea mă duceam și ascultam Wagner și Mozart în Pufoaică, la Biblioteca Centrală de Stat, care avea un cabinet de muzică. Sunt cele mai frumoase amintiri ale mele din București. Și în weekend mergeam prin biserici, citeam inscripții, nici nu știam vreodată că o să pot să-mi termin facultatea, dar atunci s-a născut și gustul meu pentru istoria artei, în care astăzi sunt profesor. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea care s-ar potrivi cel mai bine Bucureștiului la 555 de ani? Să își păstreze pitorescul, să-și păstreze bogăția extraordinară care e verdeața și să caute să nu distrugă urmele trecutului, așa cum se întâmplă într-o febră imobiliară care și ea ține de mitocanizarea României. Vă mulțumesc!